Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vom vorbi despre unul dintre cei mai importanți poeți români din toate timpurile, Mihai Eminescu. Este esențial ca elevii să cunoască informații despre viața și opera lui Eminescu, iar în această postare voi evidenția câteva aspecte cheie pe care ar trebui să le știe. În primul rând, Mihai Eminescu a fost un poet romantic și un scriitor important al secolului al XIX-lea. S-a născut în anul 1850 și a trăit până în 1889. De-a lungul scurtei sale vieți, a reușit să creeze o operă literară remarcabilă care a influențat multe generații de scriitori. Un aspect important despre Eminescu este că el a fost considerat poetul național al României poemele sale, precum Luceafărul și Scrisoarea a treia, au devenit capodopere ale literaturii române și au fost studiate în școli de-a lungul timpului. Elevii ar trebui să înțeleagă impactul și importanța acestor poezii în cultura și istoria noastră literară. Un alt aspect crucial este că Eminescu a fost un poet cu o gândire complexă și cu o perspectivă filozofică profundă. Operele sale reflectă o varietate de teme și idei, precum iubirea, natura, moartea și existența umană în general. Elevii ar trebui să exploreze aceste teme și să încerce să înțeleagă mesajele profunde pe care Eminescu a încercat să le transmită prin poezia sa. În încheiere, elevii ar trebui să înțeleagă că Mihai Eminescu nu a fost doar un poet, ci și un simbol al culturii românești. Studierea operei sale ne oferă o perspectivă asupra trecutului nostru și ne conectează cu rădăcinile noastre culturale. Este important să apreciem și să păstrăm moștenirea literară pe care Eminescu ne-a lăsat-o. Sper că această postare a fost utilă și că v-a inspirat să explorați mai mult despre viața și opera lui Mihai Eminescu. Înțelepciunea și frumusețea cuvintelor sale merită să fie cunoscute și apreciate. Dacă v-a plăcut această postare, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe conținuturi interesante despre istorie, literatură și cultură. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. La revedere!